Înțeleg că de regulă cei ce nu-și doresc imediat copiii, imediat după nuntă, sunt oameni care, datorită egoismului, vor să împingă momentul devenirii părinți. Zic, hai să ne mai bucurăm un pic, să mai distrăm un pic, că după ce apară aia micii, ne incomodează viața. Deci e vorba de un egoism. Și atunci ce sfătuiesc? Că nu pot eu să îi oblig. N-am eu dreptul să spun unei familii câți copii să aibă, nu-i treaba mea. Dar ce sfaturi le dau? În primul rând, după ce le spun că ar fi bine să accepte copii cât mai devreme, în al doilea rând le spun următorul lucru, că sunt împotriva, categoric împotriva folosirii oricărei metode abortive. Începând cu medicamentele care distrug fie spermatozoidul, fie ovulul de la femeie. Deci omoară sămânța bărbatului sau a femeii, da, popular vorbind. Sau oul de curând format, zigotul, da? După ce are loc conceperea. Există niște pastile care se numesc next day pill, adică ucide zigotul format, chiar dacă vorbești de câteva ore, după ce spermatozoidul ajunge la ovul și are loc conceperea, ovulația, deja vorbești de crimă, de avort, chiar dacă e vorba de secunde. Și atunci, în al doilea rând, sfătuiesc cuplurile să evite orice metodă abortivă, culminând cu steriletul, legarea trompelor și mai departe. Eu sfătuiesc oamenii. N-am dreptul să dau legi. Dumnezeu dă legi. Noi sfătuim. Trei, în al treilea rând, le sugerez să apeleze la metode biologice. În ce sens? Nu medicație biologică, ci le spun să se uite la felul în care au fost creați. Dumnezeu când a creat femeia, știți foarte bine, a creat-o cu cele trei perioade. Perioada fertilă, nefertilă și incertă, dar ca semaforul, exact ca semaforul. Verde, galben și roșu. Și fiecare femeie știe. Și atunci le sfătuie să aibă în dormitor semaforul, da? Și ea știe, iubitule, acum suntem pe verde, ne putem bucura unul de altul la maxim. Acum e pe galben, ai grijă, nu se știe, e incert. Poate fi cu ochișori, poate fi fără ochișori. Acum e roșu, atenție, acum, dacă nu rezistăm, garantat rămâne însărcinată. Asta ce ține de soție. Apoi le spun o altă regulă, o lege biologică, ce ține de bărbat. Sunt conștient că ceea ce vă spun acum se numește onanie și unii acuză că ferirea soției, știți ce înseamnă popular, dar ferirea soției sau coitus interruptus ar fi păcatul lui Onan. Nu, dragii mei, Onan este omorât pentru că el n-a vrut să ridice urmaș fratelui său. Punct. De-aia a fost omorât de către Dumnezeu. Și atunci sfătuiesc această a doua lege sau regulă. Bărbatul să fie atent și să-și ferească soția. Adică să aibă grijă să nu aibă loc întâlnirea spermatozoidului cu ovulul lui. Trei. Mai sfătuiesc încă un lucru și apoi mă opresc cu sfaturile. Folosirea prezervativului. Și vă explic de ce doar aceste trei reguli. În toate acestea, Dumnezeu poate trece peste ele. Și mă amintesc, m-a sunat toată o soră, habar n-am cine e, dintr-un alt oraș, dintr-o altă biserică, să zică, frate Nelu, suntem tineri, avem doi copii mici amândoi, ce am putea face să mai amânăm un pic până se mai naște altul. Și i-am spus exact ce v-am spus vouă. Și am spus, de ce, soră, dacă Dumnezeu vrea să vă dea un copil, se sparge prezervativul. Frate, așa s-a născut unul, zicea, fără să știu. Dacă vrea să-ți dea Domnul un copil, chiar când ești pe roșu, nu reziști. Și așa se naște. Frate, așa s-a născut altul. Deci, dragii mei, aceste legi care țin de anatomie noastră
Sunt puse de Dumnezeu, El poate interveni. Dar când ai folosit un sterilet sau legi trompele, zici, de ce, Doamne? Gata. Nu mai vreau, înțelegi? Nu-ți mai dau voie. Atunci Domnul spune, ok, dacă nu-mi dai voie, spor. Niciodată nu voi sfătui pe cineva să folosească altceva decât v-am spus acum vouă. Da? Sigur, tocmai acum recent am fost confruntat cu soția mea de către o familie tânără care are 4 copii sau 5 copii mici de la câteva luni până la 12 ani. Și ne-au întrebat, oare este corect, nu păcătuim dacă îmi leg trompele? Și am zis, vorbiți unul cu altul. I-am vizitat când am auzit de frământarea lor, am zis acasă și am zis, discutați foarte deschis unul cu altul înaintea lui Dumnezeu, consultați-vă pe Dumnezeu în ce mă privește, este păcat, pentru că prin această metodă voi spuneți Domnului că nu vreți să-L mai implicați în nașterea de copii. Ok? M-aș rezuma la atâta. Oricum, în cartea aceasta am un capitol pe care îl dedic acestui subiect. Și discut Psalmul 127 și abordez tolba cu săgeți, în care explic faptul că nu toate tolbele au aceeași dimensiune. Adică dacă Dumnezeu dă cuiva un anumit număr de copii, nu pot impune aceeași regulă în altă casă. Nu pot numi mai sfânt un om cu 12 copii decât unul cu 2 copii sau fără copii. Și mai spun un adevăr biblic. E adevărat, îmi spune aici Solomon că e ferice de cel ce își umple tolba cu săgeți. E o mare diferență între aduce 10 copii în împărăția lui Dumnezeu și aduce 2 copii. Dar cine are mai mulți copii își asumă o responsabilitate mult mai mare. Implicându-o pe Dumnezeu, poți și dacă ai mulți și dacă ai puțini copii să îi ajut să ajungă la cunoștința adevărului. Ok. O altă întrebare. Cum trebuie să privească creștinul romantismul? Eu cred că cei mai romantici oameni ar trebui să fie creștini. De ce? Pentru că Dumnezeu este un romantic. Hai să vă citesc o afirmație. Dacă asta nu sună romantism, atunci oare ce să sune? Hai să vedem. Isaia, e un pasaj pe care le știți și voi, Isaia 54:10. Uitați ce spune Dumnezeu iubitei lui, Israelului. Poți să se mute munții, poți să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Cât e de romantic Dumnezeu? Pomeneam mai devreme afirmație a lui Dumnezeu prin gura profetului Ieremia. Hai să o citesc. Ieremia, capitolul 2, unde spuneam că Dumnezeu devine un Dumnezeu melancolic aici, da? Capitolul 2 din Ieremia. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când mormai în pustie, într-un pământ nesemănat. Îl va vedea Dumnezeu ca un soț, era deja înșelat aici, care își plânge iubita și spune, bă, ce mult m-ai iubit când te-am curtat, când ai zis tu, da, uite, mi-amintesc cum m-ai abandonat pentru alții bovnici. Și, practic, Dumnezeu aici plânge pentru că iubita lui Israelul l-a înșelat. Ezechiel este un capitol lung, 16, unde Dumnezeu vorbește despre iubita, cele două iubite, Iuda și Israel, da? Le compară cu două femei care s-au trădat iubitul. Dumnezeu este un romantic. Da? Și atunci, un bărbat care iubește pe Dumnezeu, care în esență e dragoste, trebuie să fie un romantic cu soția lui, la fel și soția. Pentru că romantismul este o formă de a-ți exprima iubirea față de persoana iubită, o formă extraordinară. Întotdeauna un îndrăgostit are putere să conceapă. Unii concep cântece de dragoste, alții poezii. Și eu am compus poezii când eram îndrăgostit de Atena. Și
Unele cântări din biserică le-am făcut hituri pentru mine. Vă amintesc asta, zeci de ani de atunci, poate unii țineți minte, era un cântec. Te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii. Eu cântam la Atena ca o dedicație muzicală. Am vrut să învăț să cânt și la chitară, să cânt o serenadă, n-am reușit. Deci, romantismul ține de iubirea autentică și iubirea autentică ține de cunoașterea lui Dumnezeu. Da, sigur, creștinul e romantic. Deci a fi romantic înseamnă a spune și a face. Da. Da, așa e. Încă o întrebare care cred că ține de sesiunea de aseară, sună în felul următor. Cum își poate păstra familia de astăzi identitatea creștină? Într-un singur mod. Soția să-și ajute bărbatul, că oricum e ajutorul potrivit, să semene cât mai bine cu Hristos. Și bărbatul să-și ajute nevasta să semene cât mai bine cu Biserica lui Hristos. Normal, când oameni din lume se uită la familie de pocăiți, trebuie să vadă în bărbatul ăsta pe Hristos și în soția lui Biserica lui Hristos. Țineți minte că spuneam aseară, citeam Efeseni 5 cu 30, noi, bărbați și femei, suntem ostioase lui Hristos, canenica lui, adică suntem parte organică din trupul tainic al lui Hristos. Ori, cum să-mi păstrez identitatea creștină? Tocmai comportându-mă ca și Hristos. Țin minte, am fost implicat într-o consiliere, într-o familie, era un prag de divorț, în urmă cu vreo, să mă gândesc, 15-17 ani. Avea un copil mic, de 7 ani atunci. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos și a reparat relația. Și îmi povestea familia respectivă că acel copil de 7 ani a zis către ei, așa e că a fost Domnul Iisus la noi în casă și v-a îmbăcat. Până și copiii știu și recunosc comportamentul lui Hristos. Ați auzit întâmplarea aceea când într-un magazin un copil sărac a să-și cumpere ceva de mâncare, un coloneț și un domn, dându-și seama cine-i copilașul ăla, îi mai pune în coș și una și alta și alta și copilul se uită, pun se umple coșul și la casă plătește tot ce este în coș. Pleacă acasă copilul și spune mamei, mama, eu m-am întâlnit cu Domnul Iisus la magazin. Cum tu, copilă? Domnul Iisus sincer, nu. El mi-a umplut coșul cu de toate, uite, de la Domnul Iisus. Până și un copil identifică comportamentul lui Hristos într-un adult. Și atunci n-am cum să-mi păstrez identitatea de creștin în familie decât comportându-mă ca și Hristos. Lumea este tulă de vorbe. De politică. Politica înseamnă vorbe fără fapte, neacoperite. Și dacă biserica face și asta, și se pierde identitatea.